fiecare an, pe 22 mai, este marcată Ziua Internațională a Diversității Biologice. Pentru a marca acest eveniment, Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova a organizat astăzi workshopul Biodiversitatea și schimbările climatice, care a vizat creșterea gradului de înțelegere și conștientizare a problemelor legate de biodiversitate. Ziua Internațională a Biodiversității înseamnă mult pentru noi. De ce? Pentru că, mai ales în ultima perioadă de timp, când schimbările climatice își pun amprenta asupra ecosistemelor, apar mari modificări în ceea ce privește biodiversitatea, atât floră și faună. Este rolul nostru să stăpânim aceste modificări climatice, să găsim soluții, pentru că biodiversitatea înseamnă mult pentru omenire. Teme precum cea de azi sunt și se cuvine să fie prioritare, mai ales la nivel individual. De aceea cred că rolul nostru al instituțiilor de învățământ este covârșitor, este esențial atunci când vine vorba de a avea grijă de ceea ce ne este dat. Am primit un dar, o moștenire. Se cuvine să învățăm, să avem grijă, să sporim, să nu-l distrugem. Pentru că biodiversitatea este și despre noi, cum este despre varietatea vieții pe pământ. Putem să ne întrebăm fiecare dintre noi ce contribuție avem. Mulți dintre noi nu doar că nu contribuim, dar și uităm. Uităm că se poate ajunge și ca darul să fie luat înapoi. Știm cu toții că numeroase sisteme naturale se confruntă cu o presiune tot mai mare, ceea ce le face să funcționeze mai puțin sau chiar să fie amenințate cu dispariția. În cadrul workshop-ului au fost prezentate comunicări din partea Agenției pentru Protecția Mediului Dolj și a Muzeului Olteniei Craiova. Vreau să vă spun că există un sistem de arii protejate la nivel național, o clasificare a ariilor protejate, care sunt arii de interes național, probabil ați auzit de rezervații naturale, naționale, parcuri naționale și naturale, sunt arii protejate de interes internațional, așa cum avem în România rezervația Biosfera Delta Dunării, există arii protejate de interes comunitar, iar acestea fac parte din rețeaua, așa numită rețea Natura 2000. Cercetarea mea pe lacul Bistreț a început din anii 95-96, dar, așa cum vă spuneam, după 2006 am observat, practic, o îmbogățire a tabloului avifaunistic. Și evident că în urma observațiilor de monitorizare pe care le-am făcut și în urma promovării datelor obținute, am reușit să creăm din lacul Bistreț o arie de protecție avifaunistică, pentru că merită acest statut. Și în plus, în anul 2012, lacul a fost desemnat și sit Ramsar, ceea ce înseamnă că este o zonă zonă umedă de importanță internațională. În 2018, tema Zilei Internaționale a Biodiversității este sărbătorirea a 25 de ani de acțiune pentru biodiversitate. Aceasta a fost aleasă special pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a intrării în vigoare a Convenției privind diversitatea biologică și pentru a evidenția progresele realizate în atingerea obiectivelor acesteia la nivel național și global.